alert, vicepreedintele CJ Alba s-a sinucis, liberalul a fost găsit spânzurat. Alin Cucui, vicepreedintele Consiliului Județean Alba, a fost găsit spânzurat în această dimineață, în casa părinților săi, din Alba Iulia. Avem o echipă de cercetare la fața locului. Se pare că este vorba despre o sinucidere, potrivit Poliei Alba, informează presa locală. Alin Cucui a fost reales vicepreedinte al Consiliului Județean Alba în iunie 2016, prin votul consilierilor județeni. El a candidat pe listele PNL la alegeri.